Și da, știu că fundalul este cu totul diferit. Dragilor, sunt într-un laborator, sunt închisă și sequestrată aici lumea, măi. Sunt un youtuber foarte responsabil, mă ocup cu educația, pentru că, evident, noi youtuberii stricăm generații. Așa că astăzi am zis să facem cu totul aia lor. Așa că astăzi am zis să facem ceva diferit. Dar am nevoie de cineva experimentat în acest lucru. Așa că, dragilor, îi invit aici, lângă mine, pe expertul, pe savantul, Știință! Este un prieten foarte bun al meu, ne înțelegem foarte bine și cred că ați văzut la mine pe canal clipul nostru cu care am făcut show la Sala Palatului, la concertul Iuliane Beregoi, a fost marfă. Așa că, alături de dragul nostru, Spooky, o să facem un experiment. Mai ții minte ce, despre ce chestie am cântat, mai ții minte melodia aceea pe care am modificat-o noi de la Alvarez? Hei, Alvarez! Hello! Aceea cu reactiv și reactant. Reactiv și reactant! Reactantul este soluția sau substanța care acționează sau reacționează cu un reactiv. Iar reactivul e chestia care face substanța să reacționeze, adică reactantul. Ai înțeles? Ai înțeles nimic. Adică avem două substanțe. Ca să reacționeze, una dintre ele trebuie să producă reacție. Iar una dintre ele reacționează dacă îi se pune substanța aceea înăuntru. Aia e reactiv și reactant. Aici avem deja niște soluție de baloane, dacă n-ați văzut, intrați pe canal. Aici avem o soluție de baloane, așa că trebuie să intrați la ele pe canal, aveți linkul în descriere, pentru că și am avut experimente, nu vreți să știți ce a ieșit. A ieșit foarte frumos, credeți-ne, deci mergeți după acest clip, linkul din descriere. Înainte de toate, cum a spus și dragul nostru Spooky, protecția, mănuși, tot din colecția toamnă-toamnă 2018, de culoarea... Advertise. Această substanță și scrie foarte clar aici că este pericol, nu o să vă spunem ce este deocamdată. Turnăm tot în această sticluță, această substanță foarte periculoasă, s-a blocat! Hai cu detergentul de vase, tată, și nu spune de la ce firmă este! Trei, doi, unu și toată dată! Uite ce reacționează, frate, incredibil! Uite cât reacționează, nu-mi vine să cred! Asta este o reacție termochimică din aceea cu ce a făcut noi. Uite, vezi, eu îi informă de inimioară să vede aici. Da! Eu îți spun ceva. Mergem afară. Pentru că am ceva... mai... puțin să spunem așa. Dar mai mortal. Când aud exuții mei de mortal, ne băgăm. Ne băgăm. Nu chiar periculos, dar mă rog, aproape. Și aici, înainte de toate, vreau să pregătim nebunia. Te rog frumos să-mi pui niște detergent de vase, faimos detergent de vase. Nu dăm firma. E ca un fel de zână, așa știi. Și cam cât ar trebui să punem domnule Soval? După ochian, cam cât vrei tu până spun eu stop. Stop! Ajunge. În capacul. Și dăm o dată. Și de două. Și de trei. Pune, te rog, 5 picături de albastru de metile. De 5. Again. Poți să-ți dai mănușile jos de data aceasta. Va trebui să mergem afară. Ah, nu mai sunt la modă. Și știi ce e aici? Ce este? Ia gândește-te, dacă aceasta este reactantul, acesta ce poate să fie? Reactivul? Aie! Substanța. Am la 10 la chimie, gata. Asta, perfect, te rog frumos. Va trebui să-i dai un moț. Și mergem afară. Haideți! Avem aici praful, avem soluția, trebuie să facem toată. 3, 2, 1! Mirosim a oțet acum. Da. Bine, doar spumă de oțet. Deci am spus că am supraviețuit. Oh,
De asta mă întreabă lumea când merg cu taxiul sau cu transportul, dacă de ce miros atât de fel de substanțe. E tam am din cauza asta. Da, tu miroși bine, că tu te dai cu parfum. Păi de ce crezi că nu dau cu parfum, am luat miletul ăla? Să suprapun acolo toate mirosurile. Dragilor, sper că v-am plăcut acest experiment. A fost prima dată când am făcut un experiment aici pe canal, sper că v-a plăcut și sper că a fost ceva educativ pentru voi, da? Exact. Până una alta, nu uitați să dați o geană și pe canalul profesorul Grădin. Linkul aveți în descriere, că dacă nu, nu dai cu. Mă spală. Nu faci clickbait la mine pe canal. Cu voi a fost gazda dumneavoastră, Dex Andreea, sora voastră nebună, alături de... Spooky profesorul Grădin de la Fansens. Eu pun mâna la mine care, chiar dacă este la tine pe canal, și spune... Știință! Regătăți de cunoștință.